Noi, comisare, suntem tratați ca niște prinți aici la București. Totul este perfect organizat, ceea ce e de bun augur pentru continuarea evenimentelor. Am discutat cu doamna prim-ministru în bilateral, adineauri. E a patra întâlnire bilaterală, de altfel, pe care o am împreună cu doamna prim-ministru în ultimele luni, ceea ce demonstrează că sunt foarte interesat de ce se întâmplă în România și, firește, de ce se întâmplă la nivel european. Atunci când doamna prim-ministru a prezentat prioritățile președinției române, ați văzut că e vorba de un program de lucru care corespunde la perfecție cu intențiile comisiei. Deci, din acest punct de vedere tehnic, nu e absolut nicio dificultate în relația dintre România și comisie. Aș vrea să insist asupra mai multor puncte. În primul rând, dacă aș putea să-mi exprim o dorință, ar fi ca în timpul mandatului acestei comisii, România să intre în spațiul Schengen. Nu văd niciun motiv pentru care anumite guverne refuză cu încăpățânare acest lucru. Ținem legătura cu cei mai recalcitranți și încercăm să-i convingem să spunem da pentru aderarea României la zona, la spațiul Schengen. În fața Parlamentului European, în 2014, m-am angajat să pun capăt mecanismului de coordonare și verificare și rămân fidel acestei promisiuni cu condiția să se facă toate eforturile la nivelul României și la nivel european în rest pentru ca lucrurile să se deruleze în bune condiții. Și aș vrea să-mi închei mandatul făcând din România un membru al spațiului Schengen și să se pună capăt mecanismul de coordonare și verificare.